Binecuvântat să fie numele Domnului. Am citit câteva cuvinte despre o familie din vechime și haideți în această seară să ne oprim fiecare în dreptul familiei noastre pe parcurs și privim în dreptul acestei familii. Am constatat că sunt familii binecuvântate în care atât soții cât și copiii pot în mod liber să slujească Domnului și se bucură de ceea ce au, din punct de vedere pământesc, mai mult sau mai puțin. Dar totodată, realitatea ne dovedește că sunt familii, și nu puține, în care există probleme. Mai mici, mai mari, într-unele chiar foarte mari. Și privind în Scripturi, la aceste familii care nu doar că și-au trăit viața lor pentru a-și mântui sufletele, dar au rămas ca exemple pe paginile Scripturii și prin inspirația scriitorilor biblici, diferite familii au fost selectate pentru ca noi să putem privi la ele. Tot ceea ce a fost bun să preluăm cu adaptarea de rigoare ce se cere, iar ceea ce a fost rău cu explicațiile ce se cuvin, să nu fie acceptat și să fie îndepărtat. Dar nu este ușor ca un soț, de exemplu, să schimbe atitudine. Am văzut că vorbim uneori cu oameni și este greu să te înțeleagă și chiar după ce te înțelege, este greu să se schimbe pentru că s-a obișnuit într-un anumit fel. Și în dreptul soțiilor se poate întâmpla același lucru, poate mai avantajați sunt copiii care sunt în fază de formare. Dar deja uneori la tinerețe, dacă perioada adolescenței n-a fost valorificată în a fi canalizați pe direcția cea bună, parcă și atunci este târziu uneori sau totul se derulează cu pierderi, cu dezavantaje. Haideți să privim mai întâi la patriarhul Isaac, rezervând mai întâi bărbaților dreptul de a fi cu luare aminte. Citesc de la versetul 21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Bărbatul este chemat să răspundă de toate problemele din familie și tot ceea ce nu poate el face, să aducă în fața Domnului, pentru ca Dumnezeu în bunătatea sa să se plece spre acea familie, să-și întindă mâna, să dea binecuvântare și să fie rezolvate problemele. La ce ar fi folosit lui Isaac să spună: eu nu știu ce-i cu tine, ceva nu este în regulă. Ba, unii pot să meargă până la îndoiala de a-și pune întrebarea, oare trebuiau să iau eu femeia aceasta în căsătorie sau nu? Dacă Isaac ar fi încercat singur să dea răspuns la aceste întrebări, n-ar fi ajuns la mare rezultat. Dar el a venit cu problema aceea la Domnul. Oricum era și problema lui în primul rând. Pentru că el preluase făgăduințele de la Avram. Și dacă nu s-ar fi întâmplat să aibă copii, însemna că el poartă o vinovăție și Dumnezeu nu-l privește cu plăcere, de aceea nu-și continuă planul cu el. Eu nu știu care sunt problemele care le aveți în familie. În ce constă sterpiciunea soției tale? Câte una este sterilă într-un anumit domeniu și alta într-altă. Și numai că nu le are. Și degeaba încerci tu să-ți faci partea ta de soț, că nu le are. Și tu nu poți să-i le dai, dar Dumnezeu poate să-i le dea. Și poate să împlinească în ea ce ai dorit tu. Poate să fie o problemă de ordin fizic.
dar la fel de ieftin se poate, chiar dacă nu ieftin. De la fel de simplu se poate fi o problemă de ordin spiritual. Are o lipsă majoră soția ta. Nu încerca să te zbați și nici să te resemneți spunând, așa ea, n-a fost mai bună de când o știu, asta n-a avut-o de când o am. Dar dacă după 20 de ani de căsnicie se poate schimba treaba ca la Isaac. Și dintr-o dată, Rebeca să aibă o nouă aptitudine, să beneficieze de un nou har. În ultimele dăți, printre biletele de la Amvon, am citit ce scrie pe două. Semănau cumva, parafrazez. Rugați-vă, Domnule, pentru soția mea să fie mai bună, zicea unul. Și după cum am citit eu din scris, nu era scris de unul tânăr, că fiecare avem caligrafia vârstei noastre. Nu știu ce se întâmplă în familia dumneavoastră, dar cred că Dumnezeu vă poate asculta dacă vă rugați. Că noi, pe lângă părinți, făcând socoteala, Avram încă trăia. Avem un Dumnezeu deasupra. Spune Scriptura în 1 Corinteni 11 că Hristos este capul oricărui bărbat și ce am zice noi că nu poate rezolva Domnul Hristos, El are un alt superior, Tatăl, și El este desăvârșit. El este Tatăl luminilor de la care se coboară orice dar bun. De aceea, haideți așa să privim problema familiilor noastre. De altfel, și privind în situația lui Avram, îmi dau seama că bărbatul este cel care trebuie să rezolve problemele. Fie că sunt de ordin strict din interiorul familiei, fie că sunt de ordin social. Nu este datoria soției să vină la biserică, să rezolve, să discute cu frații ceva pentru copiii tăi, pentru familie. Să meargă ea săraca pe la primărie să rezolve, să discute ea cu vecinii. Este datoria noastră. În Genesa 16, Sara i-a făcut lui Avram propunerea să aibă un copil prin Agar. Imediat ce Agar a rămas însărcinată, a privit cu superioritate și scrie de la versetul 5 și Sara a zis lui Avram, asupra ta să cadă bazocul aceasta ce mi se face. Femeia chiar este construită în acest fel încât în fața problemelor să-l socotească responsabil pe bărbat să le rezolve. Avram a încercat să se disculpe și să spună, iată, roba ta este în mâna ta, fă ce-ți place. Și ea s-a purtat rău cu Agar și Agar a fugit. Și pentru că Avram, ca superior al Sarei, nu și-a făcut datoria, știți cine a trebuit să intervină? Un înger. Și s-o trimite pe Agar înapoi acasă. Că Avram nu și-a făcut el datoria să ne rezolve îngerii problemele. Nu știu dacă vor fi oricând la îndemână. Și mai târziu, în capitolul 21, s-a repetat imaginea. Dar de data aceasta, dublu. Nu doar Agar, ci și Ismael l-a disprețuit pe Isaac. Versetul 9, Sara a văzut lucrul acesta și a zis lui Avram, din nou, nu vin soțiile la dumneavoastră când sosiți de la servici sau uneori. Bărbate, rezolv problema asta, uite, așa este. Ce să facem? Că eu cred că și Rebeca, într-un fel, le-a cerut lui Isaac, fă ceva. Cuvintele acestea, versetul 11, n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, nu știu, l-a întrebat sau nu l-a întrebat, să nu te mâhnești de cuvintele acestea. Fă sare tot ce își cere. Rezolvă problema pe care soția ți-o pune așa ca o subalternă, vine la biroul tău și spune cererea pe birou. Rezolvă. Doamne ajută-ne. Să ne duce și noi într-un birou mai mare, la un șef mai mare, să spunem, Doamne, în genunchi mă plec, ajută-mă că nu știu ce să fac. Și Dumnezeu să ne dea o mână de ajutor. În al doilea rând, privind la Isaac, înregistrăm în dreptul lui o greșeală. El a știut să meargă la Domnul, dar
a suferit în relația cu soția lui și nu s-a consultat, și este repetată ideea aceasta, dar vreau să punctăm unele fețe ale acestei probleme. Spune versetul 28, Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui și Rebeca iubea mai mult pe Iacov. N-a discutat cu ea. Ca drept dovadă că n-a discutat, scrie în capitolul 27, versetul 1, atunci a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare, și a zis, fiule, iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele, te rog, adu vânat, versetul 5. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. E adevărat că noi bărbații avem un volum mai redus de cuvinte. Și uneori noi, dacă gândim o problemă, ni se pare că am și discutat-o. Nu-i tot una. Isaac n-a discutat cu soția lui, ea a auzit ce discută el cu băiatul. Mai târziu, observăm că ei au discutat împreună. Pentru că scrie în finalul capitolului, versetul 47, că 46, Rebeca s-a dus la Isaac, i-a vorbit, și apoi în 28:1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca aceasta să nu-ți iei nevastă între fetele lui Canaan. Iată că a ținut cont de ce a zis Rebeca. În versetele care le-am citit, în versetul 23, scrie că Dumnezeu i-a vorbit Rebecii că cel mai mic va fi de fapt mai tare. Nu știu. Isaac n-a discutat niciodată cu Rebeca despre prorocia aceea sau n-a ținut cont de ea? Dar oricum, relația dintre ei a suferit. Și spune Scriptura în 1 Petru 3,8, să ne purtăm cu înțelepciune cu nevestele noastre ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Căci dacă... Întoarceți, vă rog, la capitolul 31, că avem aici un exemplu foarte frumos. Doar ne consultăm cu Dumnezeu, dar nu ne consultăm și cu soțiile. Este El superiorul nostru, dar și ele sunt partenerii noștri. Nu te duci numai înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu sunt bătrân, binecuvintează pe Isaac, dar cu Rebeca te-ai înțeles? Știi că pe Esau, știi că ea știe că nu-i Esau? Că unele idei le poate da Dumnezeu soțiilor noastre, nu neapărat nouă. Nu lui a vorbit cine-i binecuvântatul, ei. Nu lui Manoah i-a vorbit îngerul, ei i-a vorbit. De aceea, dacă Iosif, de exemplu, primea doar un mesaj și nu primea și Maria, uneori Dumnezeu le vorbește lor și scrie aici în capitolul 31 de la versetul 3. Atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Să aibă un bărbat un asemenea mesaj, scoală dimineață și spune soțiilor, faceți bagaje. Copii, plecăm. Dar tată, cum? Mai comentați, mie mi-a vorbit Dumnezeu. Iată ce înțelept a procedat Iacov. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Leia la câmp, la turma lui. Mi-a vorbit Dumnezeu, dar trebuie să vorbești și cu nevasta. Și el a avut două de împăcat, noi doar una. Dacă cu asta trebuie vorbit? Le-a chemat la câmp și a început să le explice. Nu doar să spună, așa mi-a vorbit Dumnezeu și voi trebuie să tăceți din gură. Voi sunteți femei și nu știți. Iată ce mi-a vorbit Domnul. Voi cum vedeți problema asta? Și le spune printre altele mesajele ce le-a avut, evoluția lucrurilor, și apoi de la versetul 14, acum pot să trag cu urechea și soțiile, foarte atent. Rahela și Lea au răspuns și au zis, mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străini, fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat banii?
Toată bogăția pe care ne-a dat-o Dumnezeu la Tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Și acum, ideea aceea mare. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Ce frumos e să faci ce ți-a spus Dumnezeu după ce ți-ai lămurit și soția. Și după ce și ea îți spune, fă că așa e bine. Atunci poți să o iei de mână, că nu se va trage nici înapoi, nici în lături. Și nu te vei duce tu înainte spui, să vină după mine dacă vrea, dacă nu eu mă duc după Dumnezeu. Doamne, ajută-ne așa să procedăm. Să venim cu ce nu putem la tine, dar să avem și cu soțiile noastre o relație bună. Amin. Trecem în dreptul dumneavoastră, surorilor, observând câteva lucruri la Rebeca. Versetul 22. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Dumneavoastră aveți probleme specific feminine pe care noi bărbații nu le putem înțelege 100%. Dar Dumnezeu vă înțelege. Femeile au probleme lor în mod special legate de nașteri, de ciclurile acestea ale vieții. Și uitați-vă la Rebeca. Cred că și-a dorit în mod îndelung copii și dintr-o dată, că soțiile sunt un vas mai slab, a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinat? Și s-ar putea ca supărarea asta să vină mai târziu, după ce sunteți căsătorite, după ce aveți copii. Și așa, într-un moment de slăbiciune, să ziceți, mai bine nu mă măritam. Dacă e așa, după ce am mai făcut copiii? Stai! Nu te necăji singură. Du-te, întreabă pe Domnul. Căci Domnul poate să-ți dea răspuns și lângă răspuns îți dă și o mângâiere. Și când îți vorbește Domnul așa liniștită, te ridici de pe genunchi. Domnul i-a zis, două noroade sunt în pântecele tău, să știi, este o istorie pe care eu am stabilit-o și de care vreau să mă folosesc. Cazul lor este irepetabil, să nu spună cineva cum acum trebuie să suportăm ca unii copii neapărat, ca și un destin, unii să fie buni și alții răi. Ei au fost un simbol care nu neapărat este repetabil. Dar pentru problemele care le aveți, aduceți cererile voastre înaintea Domnului. Și am un sfat. Îmi vine acum să vă spun din 1 Petru capitolul 3, surorilor. De la versetul 1, tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascult cuvântul, adică dacă nu-ți pocăiți cum trebuie, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, să se schimbe. Podoba voastră să nu fie podoba de afară care stă în împletitura părului, în purtare de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Și să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți să aveți o rezolvare a problemelor specific feminine, atunci puneți preț pe omul din lăuntru și când vă veți ruga, veți avea un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu-i cine să vă rezolve problema, chiar dacă poate unii n-aveți soț credincios. Vă dau un castor din cartea Cenesei în persoana lui Agar. Știu că sunteți unele care ați făcut greșeala când v-ați căsătorit și vă întrebați, citesc din cartea Genesa, capitolul 21, oare Dumnezeu pe mine mă mai ascultă? Eu l-am supărat pe Domnul. Cum mai pot să apelez eu acum la Domnul? Uitați-vă la Agar. Citesc de la versetul 14. Avram i-a pus pâine și un burduf, i-a plecat și a răstăcit prin pustiul Berșeba. 15. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el ca la o curcătură de arc, că-și zicea ea, să nu văd moartea copilului. Din nou acea sensibilitate feminină, nu pot să văd. A ridicat așezut, dar în fața lui la o parte a ridicat glasul și a început să plângă. O femeie singură în pustiu, fără niciun viitor, cu singurul copil, singura nădejde pe moarte. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat-o din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Fiți încredințate că Dumnezeu vă vede necazul și problemele.
Și i-a zis, nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului, scoală-te, ia copilul, ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu a deschis ochii și a văzut un izvor interesant. Ea se uita la burduf că e gol și Dumnezeu a deschis ochii să vadă un izvor care umple toate burdufurile. Căci Dumnezeu poate să vă dea rezolvarea problemelor, amin. Apelați la Domnul și la sprijinul Lui. În al doilea rând, tot în dreptul Rebecii, revenind la capitolul 25, văd și la ea aceeași slăbiciune ca la Isaac. Că de regulă așa se întâmplă în familie. Când unul strigă, și celălalt e bine să strige, așa-i? Când unul se blochează și nu mai vorbește, celălalt îi spune, da, atunci și eu fac așa. Când unul se ascunde cu banii, vine și celălalt să pună și el ceva deoparte. Asta e firea noastră slabă, pământească. Dacă Isaac nu vorbește, nici eu nu mai vorbesc. Că v-am zis că nu știu, i-a spus ea ce prorocie a avut sau nu i-a spus. Destul că părtășia dintre ei a început să se frângă. Și citesc din capitolul 27 și fie acesta un sfat pentru surori. 27:46. A greșit, zic eu, Isaac. Dar în citatul biblic nu scrie că el și-a revenit, s-a plecat și se spune Rebeca, mulțumesc că mi-ai făcut o mâncare bună, că ea i-o făcuse. Aș putea spune că asta e tot pentru bărbați. Deci nu încercați să mâncați mai bună mâncare în altă parte, că tot aceea care o face soția e mai bună, că ea știe de fapt ce ne place nouă să mâncăm și la trup și la suflet. Dar și noi știm ce îi place soției să-i aducem, nu? Și scrie aici că Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelui Het, dacă Iacov a luat asemenea nevastă, la ce mai este bună viața? Vedeți iară tipul acela feminin. Mai bine nu mai trăiesc atunci. Și Isaac a ținut cont de asta. Dumneavoastră aveți un volum de cuvinte mai bogat. Duceți-vă și discutați dumneavoastră cu ei. Dacă vezi că soțul face așa, cum face el? Și este ca el. Este capul tău. Discute cu el. Dar vezi cum discuți. Ce ar fi câștigat Rebeca să-i spună? Măi, eu am știut care a fi binecuvântatul până nu s-a naște. Tu ai bătrânit degeaba și nici acum nu știi. Tot invers ai văzut. Ce câștiga? Nimic. Nimic. Poate s-a ambiționat Isaac. Dar ea s-a plâns de starea ei. Și el și-a amintit că Rebeca aceea este cea care i-a oferit mânghiere în locul mamei sale, Sara. A fost Rebeca aceea cu care el s-a jucat în capitolul 26. A fost soția lui. Discutați cu soții dumneavoastră. Mă uimește când aud după ani de căsnicie soții sau chiar soț spunând, n-am discutat asta cu el. Nu mă pot deschide. Ba, deschideți-vă și discutați tot ce vă doare și tot ce simțiți. Numai deschideți-vă gura cu înțelepciune. Discutați cu soții dumneavoastră. Pentru că, în mod special, vor fi afectați copiii dacă nu discutați și n-aveți o bună relație unul cu celălalt. Amintiți-vă de acea familie din Sunem. Frumoasă părtășie între ei. Ea a văzut nevoia de a face lui Elisei o casă, i-a spus soțului și chiar când a mers la Elisei, deși problema era urgentă, că trăiau într-o țară caldă, să spună, mă duc direct la Elisei, copilul a murit, mă duc repede. I-a spus soțului, avea nevoie și de un ajutor de el, dar i-a spus, fii atent, mă duc până la Elisei și el a dat încuvințarea, du-te. Și astfel minunea aceea s-a produs. De aceea, Dumnezeu să vă dea harul unei bune părtășii. Poate ați reținut, spunea fratele Viluca, acel frate bătrân de la Cluj, la unele părtășile de aici, că deși ei sunt în vârstă, când merge acasă, îi oferă soției vreo două ore să discute, să-l întrebe. Spunea fratele Zaharia ultimată când a fost aici, zicea el, știți ce regret din viața de familie? Că am oferit prea puțin timp părtășiei cu soția mea. Și discuțiile acestea rezolvă foarte multe lucruri. Cum de fapt se rezolvă problemele între noi și Dumnezeu? Prin rugăciune. Ce e rugăciune? O părtășie foarte intimă între noi și Domnul. Doamne, ajută-ne! Amin. Trecem la copii.
capitolul 25, versetul 25. Cel din tâi a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și de aceea au pus numele Esau. Și despre ei spune Scriptura că unul era cu un alt ten și era păros, iar celălalt nu avea păr deloc. În special la tinerețe ridică unii problema. Mie nu chiar îmi place cum arat. Cu părul roșu aș fi vrut să fiu brunet sau blond. Dacă așa l-a făcut Dumnezeu. Vedeți, și Esau putea să comenteze și să spună prea mult păr pe mâini, poate o barbă prea pronunțată. Și el spune, dar eu n-am deloc. Că fiecare, dacă e vorba așa, găsește ceva ce să nu-i placă. Fie puțin mai înalt, fie o altă constituție fizică. Mulțumiți lui Dumnezeu că toți suntem după chipul și asemănarea Lui. Africanii spun că Adam a fost negru, pentru că e așa, cred că a fost originea. Eu vă spun, oricum ați fi, toți purtăm chipul lui Dumnezeu. Și purtăm o anumită poză, dacă vreți, o imagine a Tatălui nostru. Așa i-a plăcut să ne vadă. Noi naștem copiii cum ne vin. Unul mai așa, altul altfel. Dar Dumnezeu ne desenează cum îi place. Că scriem Psalmul 139 că El ne pictează. Ba încă la întuneric, dar pentru El totul e lumină. El ne vede dinainte cum arătăm, slăvit să fie El. Așa că fiți mulțumiți că oricum în trupul acesta nu stăm prea mult. Avem altul care îl primim la înviere, cum a fi, tot cum vrea Dumnezeu, amin. Un alt aspect de aici, scrie în versetul 27 că Esau era un vânător îndemânat care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un copil liniștit care stătea acasă în corturi. Și despre Esau spune Scriptura în Evrei 12 și s-a citit la textul de dimineață că era lumesc și curvar. Expresii din care rezultă că el, pe lângă vânătoarea propriu-zisă, avea și alte anturaje în Canaan. De aceea și-a și luat neveste dintre fetele lui Canaan. Eu nu știu dacă mergea cu alții la vânătoare, dar mie îmi vine să cred că el mai ducea din vânat nu numai la Isaac, și prin altă parte. Pe când Iacov era foarte casnic. Să știți, tinerilor, cine stă pe acasă, numai la școală, la biserică, la serviciu și acasă, e mult mai scutit de păcate decât cei care sunt prea plimbăreți. Nici Iacov n-a fost sfânt, că nu numai că stai acasă și vii la biserică, te naște din nou. Că și lui, și el a mințit. Și a făcut fenta lui pe acasă, că poți să fii în cealaltă cameră și să o minți pe mama, că tu, de fapt, cauți ceva în computer, ceea ce trebuie la școală și tu ai alte pasiuni. Dar tot nu e așa de rău ca și cum ai umbla să nu vii acasă cu zilele, cu orele, cu nopțile. Iacov de acasă n-a ajuns curvar, dar Esau a ajuns și și-a pierdut mântuirea. De aceea, tinerilor, ascultați-mă, și același lucru și în dreptul fetelor. Rahela și Rebecca s-au dus la fântână cu oile, dar n-au rămas după aia să se plimbe pe câmp și discute cu băiatul ce a venit sau cu străinul acela. S-au dus repede acasă. Fericiți de voi dacă veți face așa. Casa și părinții sunt o protecție pentru diavolul. Poate pe acasă te mai muști cu un câine, dar în pădure te sfâșie fiarele sălbatici. Și nu știu dacă mai scapi. De aceea rămâneți pe acasă, amin? Vreau să privim la un alt gând. Esau cumpăra tata cu câte o mâncare, cu câte un vânat. Îl cumpere și Iacov. Că Esau în întregime și Iacov în parte au fost superficial. Credeți că Esau nu știa de făgăduințele lui Avram și de planul de mântuire și de sfințenia lui Dumnezeu?
Dacă știa și Abimelec ce-i curvie și ce nu-i, nu știa Esau? Ba da, știau și robii lui Avram că nu-i voie să-și ia fiice. De el a fost superficial și a avut curajul să se prezinte în fața tatălui și când tatăl i-a propus, imediat, nu s-a produs. Și să spună, da frate, vreau și eu, vreau binecuvântare, n-ai probleme? Nu, nimic. Eu sunt în regulă. Poate n-ai învățat regula. Că dacă ai ști, n-ai crede așa? Și știi pe ce se vede foarte clar superficialitatea în mod special a lui Esau? El și-a cumpărat părinții ieftin, dar pe el s-a vândut mai ieftin. Că el și-a cumpărat părinții cu un vânat prins cu trudă și pe el s-a vândut pe felul întâi. Așa s-a vândut. Ieftin de tot. Oamenii aceștia și tinerii aceștia care cred că mântuirea și lucrurile sfinte e așa simplu. Frate, spune-mi o rugăciune și Domnul ne iartă. Ne binecuvintează. Ăștia își vând sufletul. Ieftin. Pentru ei cât de ieftin a fost părerea lor să fie mântuiți, tot atât de ieftin și să ajungă să păcătuiască, să se ducă mâine cu o fată, sau să fure, sau să facă altă faptă necurată. Că ei sunt superficiali. Pentru ei nu-i mare lucru. Doamne, ajută-ne să ne adânțim în voia Ta și să privim cu greutate lucrurile sfinte, care nu sunt de apucat, care nu sunt așa ușoare. Și ultimul, și cu care închei, aici este o diferență mare între Esau și Iacov. Esau a dat cele sfinte pe cele materiale și Iacov a dat cele materiale pe cele sfinte. Și asta e tranzacția care stă în față. Ce vei da? Cele materiale pe cele sfinte sau invers? De exemplu, regula se fixează în diferite aspecte. Ai posibilitatea să mănânci într-o zi, că la Esau de la stomac a fost problema, nu? Sau ai posibilitatea în ziua aceea să postești pentru o cauză? Ce dai? Vei spune, eu nu-mi dau stomacul pe slujba voastră. Asta-ți va decide destinul. Că noi avem trupul acesta și viața aceasta și el trebuie dat pentru cea viitoare. Să-l pierdem pe acesta, să câștigăm pe celălalt. Sau poate vei spune în fața unei plăceri, eu nu refuz la plăcerea asta. Și să fie mare pasiunea, să te duci cu un băiat, să discuți, să flirtezi. Și conștiința să spună, păstrează-te pentru Domnul ca o fecioară. Vei sacrifica cele sfinte ca să-ți împlinești pofta firească? E spiritul lui Esau. Iacov nici el n-a înțeles în întregime că lucrurile sfinte nu se cumpără ieftin. Să zici, gata, frate, cu o zi de post, cred că se rezolvă păcatul meu. Lângă una mai trebuie pusă tău câte una. Că așa e crucea pe câte o zi, dar trebuie, cred că, să adaugi multe. El a dat ceva din mâncarea lui, dar puțin. N-a știut el cât costă, că i-a mai dat lui Esau, faceți socoteala, câte animale i-a mai dat. I-a dat el și felul doi după aia din plin. O plătit, n-a rămas numai cu ciorba aceea. Și apoi a plătit alte și alte lucruri. A fost înșelat, dar a fost înșelat și el, a înșelat și a fost înșelat. Și o noapte întreagă după aceea s-a rugat de Dumnezeu și multe valuri au trecut peste el. Dar nu s-a lăsat, că a știut că cele pământești trebuie sacrificate pentru cele spirituale. Doamne ajută-ne și nouă! A fost în stare să sacrifice 7 ani și încă 7 pentru o nevastă, după cum era planul lui Dumnezeu. De aceea, niciun preț pentru împărăție să nu vă pară prea mare. Și să n-acceptați nicio formă tranzacția inversă, să vinzi valorile sfinte pe cele materiale. Privind în urmă, fără să mai reiau, din acești 4 familiști, am văzut greșeli la fiecare din ei. Și în familie se pot înregistra greșeli. Dar, deși s-au jucat și la propriu și la figurat, că și cu binecuvântarea a fost o joacă, s-au jucat de-a vața ascunsulea
și părinții și cu copiii. N-au fost serioși întru totul în pocăință. Și jucându-se așa, pe Esau l-au pierdut. Tri s-au recuperat cu pierderi, cu dureri, cu plata poliților restante, dar unul nu s-a mai recuperat. Doamne, am vrea să se câștige tot, să nu se piardă nimeni. Nu ne-ar face bucurie un Esau pe care să-l știi căsătorit în lume, ar fi o durere. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne purtăm frumos, pentru ca copiii noștri să aibă un bun și un sfânt model, iar voi tinerilor la rândul vostru, nu uitați, aveți șansa mare a mântuirii că sunteți născuți în familie de credincioși și în biserică, dar voi decideți în final, că nu aveți numai spirit, aveți și fizic. Voi decideți în final ce faceți cu astea două, care pe care. Dumnezeu să vă dea harul, ca acum la tinerețe să vă închinați lui Dumnezeu cu tot ce aveți. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă lui Dumnezeu. Nu la bătrânețe, când din oficiu îți cade câte una, se duce Duhul gol la Dumnezeu. Du trupul până are pe el toate componentele sale, cum spune Roman 6, închină-te lui Dumnezeu cu tot ce ai, dă-te lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă primească. Și să binecuvânteze Dumnezeu toate familiile cu un viitor binecuvântat și cu prezența în împărăția sa sfântă în întregime. Amin.